Bună ziua, am revenit. Vrem să studiem un pic bateria care am primit-o de la evshop.eu, un modul de Tesla pe care în zilele următoare îl desfacem și vom realiza din elementele bateriei acumulatori pentru trotinete electrice. Deci cine își va dori o trotinetă care pusă lângă o Tesla o să aibă ceva în comun, va putea apela la noi și o să-i facem pe plac, să zic așa. Acum să privim bateria. Am studiat-o și înainte de filmare. Sunt niște detalii care mă impresionează. Deci firele care duc la BMS, priviți ce bine sunt așezate, deci sunt puse pe un canal special. Fiecare celulă este sudată, separat. Și bineînțeles, ce vedeți aici sunt, să zicem, capilare prin care circulă apa. Aici vedem și un senzor de temperatură. Aici vedem mufa care mergea în BMS. Deci foarte frumos. Parcă ar fi o operă de artă. Nu știu dacă chiar empatizați cu mine, dar se vede unde a ajuns tehnologia în ziua de azi. Probabil că mulți dintre voi nu știau cum arată o astfel de baterie sau... Vedeți-vă că sunt, nu știu, 10, poate 20 de module. Aici sunt 434 de celule. 23,7V am măsurat pe ea. Da? Și ce e interesant că plusurile sunt toate pe o parte. Da? Noi o să desfacem în prima fază placa care le conectează, placa de contacte. Rămâne apoi placa de plastic care face izolația și pas cu pas ajungem la celule. Nu știm cât de greu va fi. În prima fază am vrut să studiem YouTube-ul, să vedem alții cum au făcut, dar prefer să trăiesc propria experiență cu o astfel de bijuterie, pot să spun. Urmăriți-ne și vă voi da cât de multe detalii se poate în filmări ca acestea sau poate unele mai editate. Vă mulțumesc mult de tot și ne auzim de în curând să vă arăt prima celulă pe care o scoatem din acest pack de la o mașină Tesla. Mulțumesc și dați un subscribe, ar ajuta și pe mine, poate și pe alții.